ați venit, domnule Adrian Oros, în calitate de ministru al Agriculturii. Vă mulțumim că sunteți din nou prezent în emisiunea Viața Satului. Și bine ați venit în Țara Cartofului. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație. Salut și cei care ne privesc. Era o zonă în care nu am apucat să ajung anul trecut. Fost în aproape toate zonele din țară, dar recunosc că în Covazna și în Țara Cartofului nu am ajuns și de aceea am acceptat cu drag invitația dumneavoastră și a gazdelor noastre. Îi salutăm și pe cei care ne-au primit astăzi. Bine ați venit. Respectele noastre. Bine ați venit. Mă bucur. Domnul Ciolacu. Da. Bun. În 2013 se cultivau 54.000 de hectare de cartofi. În 2019... 28.000. 28.000, la jumătate. Da, la jumătate. Deci în 7 ani de zile am ajuns la jumătate, care înseamnă cam 40% din necesarul țării de cartofi consum. În primul rând s-a schimbat piața, s-a schimbat comportamentul consumatorului final. Nu se mai cumpără în toamnă, în perioada de recoltare, 200-300 de kilograme de cartofi și îl depozitează în beci sau acasă la ei și după aceea o folosește. Acum merge lumea la magazin și cumpără o plăsuță de 2,5 kg, de 5 kg și atunci producția nu se mai poate valorifica în perioada de recoltare. Producătorii rămân cu marfă, nu au depozite unde specializate unde să depoziteze și din cauza asta a zis, dacă nu am unde să o vând, nu am unde să o pun, trebuie să reduc suprafața. Deci asta este cea mai mare problemă. Dacă nu avem unde să o depozităm, nu o să crească. Eu chiar estimez că în anul acesta și anul viitor să mai scadă încă 1000 de hectare. Și, din păcate, restul se va aduce din altă parte. În discuțiile pe care le-am avut, ne spuneați de întâlnirile pe care le aveți, cred că de vreun an de zile, cu toate asociațiile, cu fermierii. Targetul principal a fost întotdeauna să pregătiți PNS-ul și PNRR-ul, pentru că vom juca, la, nu neapărat la ruletă, dar ne aliniem la start, ca sportivi, și trebuie să fim pregătiți. Da, într-adevăr, tot anul trecut, chiar dacă a fost un an mai complicat, și cu pandemie și cu secetă în unele zone ale țării, preocuparea principală a Ministerului a fost aceea de a finaliza, de a creiona Programul Național Strategic pe perioada 2021-2027 și în urma analizei SWOT, în urma analizei nevoilor, au reieșit câteva nevoi pe care Ministerul Agriculturii și administrația agricolă în general ar trebui să le considere priorități și ar trebui să le finanțeze cu prioritate. Una din aceste priorități, una din aceste nevoi este chiar ceea ce ne spunea gazda noastră, lipsa capacității de depozitare și procesare, care a condus, pe de-o parte, la scăderea suprafețelor cultivate pentru unele produse, pe de altă parte, la un export al producției primare și un import al alimentelor procesate cu mare valoare adăugată. De aceea, pe viitor, în viitorul program național strategic, una din axele de finanțare va fi exact aceasta. Finanțarea și stimularea capacităților de depozitare și de procesare în toate domeniile. Dumneavoastră funcționați în fapt ca un integrator. De 23 de ani cultivăm cartofi, am început cu o suprafață de 0,6 hectare, da? Cultivăm 1000 de hectare, din care 250 de hectare de cartofi, grâu, rapiță, porumb și ceapă. În toți acești ani am început cu o dotare mai modestă, dar reinvestind tot profitul an la an, am ajuns la această unitate de care ne mândrim și o echipă foarte bine pregătită, care am reușit anul trecut să producem 10.000 de tone de cartofi, 2.000 de tone de ceapă și să vindem 23.000 de tone la supermarketuri, deci achiziționând încă 11.000 de tone de la producătorii din țară. Criza prin care am trecut anul trecut ne-a învățat și pe noi, și pe agricultori, dar și alte state europene, ne-a învățat câteva lucruri. Și anume că chiar dacă la un moment dat ni se pare că din punct de vedere economic este mai rentabil să importăm unele lucruri și să nu le producem la noi în țară, pentru a evita asemenea perioade sau pentru a putea gestiona asemenea perioade de criză, care nu știm dacă vor mai fi sau nu vor mai fi, ar fi bine ca cel puțin ceea ce putem produce în țară, pentru consumul intern, să avem o acoperire. Avem nevoie de o capacitate de depozitare și de procesare, că altfel tot demersul ăsta nu are succes. Care a fost cea mai bună producție pe care ai obținut-o la cultura cartofului?
Cam 50 de tone per hectar. Per hectar, da. Asta depinde și de an. Fiindcă n-am... nu pot să irig, că n-am de unde. Am văzut că ai accesat și fonduri europene. Am cumpărat o grămadă de, hai să zicem, în ghilimele, fiare. Dar fiare care au ajutat foarte mult. Tu ai aici un spațiu, un depozit, ai și frig în el? Adică să poți să ții cartoful în condiții cât bune? Nu, chiar am cerut o ventilație, adică cu cât costă 25.000 de euro. Am zis că momentan n-am 25.000 de euro. Sunt prea mulți bani pentru tine. Și doar pentru ventilație. Dacă vreau frig, 40.000 de euro. Dar și trebuie să fac cândva, dar sper că o să fie ceva fonduri și pentru asta. Că trebuie, că dacă vreau să am cartof peste tot anul, că ai nevoie neapărat de, am de nevoie spațiu neapărat. Bine făcut, da. Da. Cu frig, cu tot ce trebuie. Spațiu, asta e al meu, undeva la 300 de tone. Ai avea așa o întrebare pentru domnul Adrian Noros, ministrul Agriculturii? O rugăminte, să primim fonduri. Ce fonduri la utilaje, la depozite, ca să putem construi depozite de la A la Z, adică cu lăv și cu frig. Așa cum trebuie să fie un depozit ca trebuie să-ți asigure ție, da, în timp să poți să ții cartoful în condiții optime. Da, da. Ar fi bine să primim o subvenție ceva la material, la sămânța. Pentru irigații ar fi bine. Apă trebuie. Depozit? Depozit trebuie. Și sămânță. Și sămânță trebuie. Și în această perioadă de tranziție, pentru următorii 2 ani, unde utilizăm bani noi, dar pe măsuri vechi, am prins, zic eu, sume consistente pentru partea de depozitare. Iarăși am prins sume consistente pentru măsura 4.1, achiziții și investiții în ferme, unde am încercat să... ca aceste alocări să fie distincte pentru legumicultură, pentru zootehnie, pentru achiziții de utilaje, pentru achiziții de echipamente de udare, în așa fel încât fiecare domeniu, fiecare zona țării să fie impactată de aceste alocări de resurse. Discutăm de 2,5 miliarde euro în 2 ani de zile din PNDR, și încă aproape 700 de milioane euro din instrumentul de reziliență și redresare. Sigur că sunt niște condiționalități aici. 36% din bani trebuiesc dirijați către zona de mediu și climă, zonele cu constrângeri naturale, agricultura ecologică, pentru că vrem, nu vrem să acceptăm nu numai că este o orientare a europeană, care este înglobat în acest Green Deal. Dar pentru noi, ca țară, este și o oportunitate, pentru că avem zone întinse care ar putea fi certificate ca și zone cu agricultură ecologică și acolo am putea avea un avantaj. Vedeți, noi încercăm, acum când gândim nou program național strategic, care efectiv va începe în 2023, să transformăm aceste provocări legate de climă și mediu, care sunt cuprinse în Green Deal, în niște oportunități ale agriculturii românești, ținând cont de particularitățile, dar și de nevoile pe care agricultura le are. Discutăm aici și de o piață locală care ar trebui stimulată, dar și de consolidarea fermierilor mai mici, pentru că trebuie să recunoaștem, în foarte multe zone ale țării, fermierii produc, dar nu reușesc întotdeauna să-și valorifice toată producția și la prețuri avantajoase. Tocmai pentru că, fiind mici și mulți, nu au capacitate de negociere și singura soluție realistă este aceea de a se asocia în cooperative sau food hub-uri sau indiferent cum. Chiar dacă în toamnă prețurile sunt mici, producătorul vinde pentru că are cheltuieli, trebuie să le acopere. Dar o să-și vindă o parte de Crăciun, o parte în ianuarie, februarie, când cresc prețurile și scoate un preț mediu mult mai bun decât dacă ar vinde totul în perioada de recoltare când prețurile sunt la pământ. Este o
un dumping de, de produs pe piață și nu se poate menține prețul. Aș vrea să vedeți încă opinia unui fermier mic apropo de unde își vinde producția. Am văzut că vă uitați pe telefon, ce da, vă interesează? Uităm pe telefon, avem prețul la un supermarket de 2,80 lei pe kilogram. Și noi vindem cartoful astăzi, da? Astăzi la moldoveni, deci în Moldova, la prețul de 60 de bani kilogram. Din păcate știm ce vine de afară. Cartoful din Occident, vorbim de Germania, Franța, Belgia, vine ăla, cartoful ăla care nu se poate vinde acolo. Ori e supra-dimensionat, ori e cu probleme, diverse probleme. Și noi, dacă nu vindeam în Moldova, acum stăteam cu marfa în depozit, nu numai eu, cam toată zona cartofului. Fermier, exact. Da, exact. Da. Pornind de la treaba asta, vreau să vă întreb, ce ați transmite ministrului Agriculturii? Puțin mai mult ajutor pentru, odată pentru sămânță, că până la urmă asta e o problemă care iară privește agricultura românească, nu mai avem sămânță aici în țară, trebuie să aducem de afară la prețuri foarte mari. Mai e o problemă cu irigațiile. Noi care nu irigăm din sistemul național de irigații, avem o problemă. Nu mai avem subvenție nici pe motorina consumată la irigații. Deci asta e o problemă care trenează de mulți ani de zile. Să nu mă înțelegeți greșit. Deci nu lucrăm la negru. Deci avem documentație făcută, aprobată de Apele Române. Tragem din pârâu, din puțuri forate de noi. Acolo sunt niște costuri la motorină care sunt destul de mari, mai ales dacă avem o perioadă de secetă, cum am avut și acum 3 ani de zile, în primăvară. Deci în primăvară, în 2 luni de zile, am consumat 7.000 de litri de motorină pentru irigații. Deci pentru motorina respectivă n-am primit absolut deloc subvenție de la stat, care în mod normal ne-ar cuveni. Ce cartofi e? Frumoși, așa și calitate care, uitați, da. pleacă la un preț de nimic. Deci anul ăsta nu vindem cartofii, nu putem să zicem că vindem cartofii, scăpăm de marfă, atâta tot. Deci la prețul ăsta e vândut sau scăpat de ea sub preț de cost. Nu putem să depozităm și probabil din cauza asta nici nu am, cum să vă zic, nu avem poziție de negociere la supermarketuri, că nu putem să n-aveți condiții de depozitare, n-aveți frig, n-aveți optime, mult. Exact. Deci condiții optime de depozitare, asta înseamnă să poți să ții marfa de la recoltare până la recoltarea următoare. Un sprijin pentru un depozit performant ne-ar fi de foarte mare ajutor. Producția pleacă către Republica Moldova. Și m-am gândit, domnule, de ce nu reușește să vândă în România? Faptul că se exportă în Republica Moldova are și alte aspecte. Neavând depozite profesionale, calitatea cartofului scade. Începe să ofilească, începe să încolțească. Pentru că sunt forțați să dea rapid producția. Sunt forțați să dea, efectiv să scape de marfă. Pentru Republica Moldova sau unde se duce această marfă, cerințele calitative nu sunt atât de mari cum le avem noi la supermarketuri. Și atunci producătorii, pe de o parte, le convine mai mult să dea pe piața tradițională și să-l dea cu 40 de bani decât să-l aducă aici să-l sortăm, și pierderile pot să meargă din cauza calității chiar până la 30%. Mutându-se piața către supermarketuri, piața tradițională a scăzut foarte mult și acei comercianți efectiv nu mai vin, nu mai există această tranzacție de la producător pe piețele tradiționale, mai ales acum cu COVID-ul. Nu știm ce se întâmplă, dar parcă piața tradițională e moartă. Întotdeauna am spus că n-ar fi rău ca asociațiile sau cei care reprezintă cooperative sau o linie de activitate, uite cum sunt cei care cultivă cartofi, să vină cu niște idei concrete. Noi ne dorim ca virgulă cartoful să fie tratat ca și un sector aparte, pentru că în toată nomenclatura europeană apare legume, fructe și cartofi. Deci nu este nici legumă, nici fructă, este cartof. Și atunci
Noi ne dorim să avem un buget separat pentru cartofi și atunci am făcut un plan național al cartofului 2023-2019 și am trecut aici cartoful fiind a doua pâine a țării. Deci acesta este programul pe care l-am pregătit și o să îi mânez domnului ministru când la sfârșit, așa, și cu rugămintea să ne sprijine în realizarea acestui proiect și să aducem, să putem să realizăm suficient cartofi de consum ca să nu mai fim nevoiți să se importe. În primul rând, asta este scopul nostru, să asigurăm țării cartofi românesc. Dumneavoastră aveți întotdeauna o imagine și spuneți că în spatele unor astfel de proiecte, de fapt ce face și ministerul, dar nu poate să le facă pe toate, pentru că trebuie, cred că, 1000 de oameni, profesioniștii trebuie să fie cei care înaintează cifrele reale. Într-adevăr, promisiunea clubului în relația cu cei pe care îi servește, cu fermierii, dar în același timp și în platforma asta de colaborare cu Ministerul Agriculturii a fost permanent de a ridica problemele, dar de a veni cu fundamentarea lor economică, cu fundamentarea lor socială, cu fundamentarea lor de piață, astfel încât propunerile să se transforme în programe concrete, realizabile, identificând până la argumentele cu care Bruxelles trebuie convins ca finanțările să fie aprobate. Suntem un partener al Ministerului în dialogul privind elaborarea Planului Național Strategic, iar astăzi aici, în această fermă modernă, care e integrată cu depozit, cu procesare și chiar cu achiziție din toată regiunea pentru a servi piața, cartoful este un studiu de caz pentru toate aspectele strategice ale Planului Național Strategic și ale Planului Național de Reziliență și Redresare Economică. Vorbim de irigații, vorbim de creare de valoare adăugată, vorbim de nevoie de capital, vorbim de asigurarea resurselor umane, vorbim evident de creșterea performanței într-o abordare duală. Că de asta spunea și domnul ministru mai devreme, trebuie să ținem cont și de problemele de mediu. Cartoful este un studiu de caz, cred că merită atenția din toate punctele de vedere, inclusiv, spuneam mai devreme, din cel al securității naționale, alimentare, da? Ca să fie tratat în cadrul unui program național de sprijinire a cartofului. Avem un deficit pe care trebuie să-l tratăm, avem resurse limitate, trebuie să gândim cum să alocăm aceste resurse limitate astfel încât să eficient să fie transformate în beneficii pentru țară, până la urmă. Ce înseamnă în Țara Cartofului, la ora asta, infrastructura pe irigații? Infrastructura de irigații în județul Covasna este deservită de trei sisteme de irigații. Sistemul de la Ghitfalău, Câmpul Frumos, deservit de o stație de bază amplasată în zona Ghitfalău pe râul Olt. Sistemul de irigații de la Moacșa, care este alimentat din lacul de acumulare Moacșa-Pădureni, de care deservește o suprafață de aproximativ 1200 de hectare, și sistemul de irigații Brateș, cu o suprafață de aproximativ 500 de hectare. În anul 2019, sistemul de irigații Câmpul Frumos a fost modernizat prin Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații. A fost modernizată integral stația de bază de pe râul Olt, folosindu-se agregate moderne, pentru că ne dorim ca randamentul din stațiile de pompare să fie mai mare decât îl avem acum, la nivel de 60% maxim, să ne ducem până aproape de 80%, să avem consumuri de energie mici, ca să venim și noi în ajutorul reducerii emisiilor de carbon. În viitor ne programăm să vă întreb, da. În viitor ne programăm modernizarea sistemului de la Moacșa Pădureni, unde deja avem înființate organizații ale utilizatorilor de apă și vrem să le dăm posibilitatea ca prin măsura 4.3 să poată să-și modernizeze sistemul și infrastructura secundară și implicit să ne dezvoltăm și să reabilităm și sistemul de la Brateș. Toate aceste amenajări le vom moderniza prin acest program național de redresare și
relansare. Da. Noi avem în vedere, pe lângă partea de irigații, și desecarea și combaterea eroziunii solului. Da. În județul Covasna avem 9 amenajări de desecare pe care le vom reabilita integral pentru a evita excesul de umiditate și a da posibilitatea fermierilor să-și cultive și să-și recolteze producția de pe toate suprafețele, pentru că prin acest sistem de desecare, noi, eliminând excesul de umiditate, păstrăm componența și pedologia solului. Un lucru foarte important. Noastră, investițiile în 23 de ani, le-ați făcut numai prin eforturi proprii sau ați apelat și la fonduri europene? Am făcut două proiecte SAPARD și foarte multe investiții am făcut prin credite bancare și am reinvestit tot ce am câștigat în 23 de ani. O să vedeți la ambalare acolo doar o mică mașină de ambalat, costă 80.000 de euro. Cartofii văd că sunt deja curați, ei deja au fost curățați. Au fost curățați de mai multe ori. Odată au trecut prin stația de recepție precurățare, da. După aceea au fost odată sortați și spălați. Și când o să fie ambalat, o să fie din nou sortat. Deci trec prin selecție, sortare, inspecție, spunem noi, de 3 ori până când ajunge în ambalaje. Care au fost costurile de producție pe kilogramul de cartofi? În jur de 60 de bani. În jur de 60. Există riscul de a vinde sub prețul deci, de cost. Anul acesta sigur suntem sub. Anul 2019 a fost un an bun. Așa că cine a pus deoparte, rezistă. Cine n-a pus deoparte, producția cartofului, ca să fie o producție de viitor și un business, trebuie să se stilteze undeva la 80 de bani. Deci un 20 de bani ca să poți să faci și investiții, pentru că toate mașinile sunt specifice pentru această cultură. Nu este ca la cereale, cu o combină recortezi și grâu și rapița și orzul și totul. Aici cu combina de cartofi recortezi numai cartofi și valorile sunt extrem de mari. O combină costă 250.000 de euro. Mașinile de semănat, de plantat sunt iarăși specifice. Sunt specifice cartofului. Nu putem să facem investiții doar din 2 bani. Ce scrie? Cartof alb, calibrul e calibra DAI plus 60. E din parcela P2-P4. Acum și consumatorul, și era normal, devine mult mai pretențios. Acum vrea la ambalat la 2,5 kg, la 5. Bănuiesc că și dumneavoastră, domnule ministru, când ajungeți acasă, nu vă cumpărați 20 kg de cartofi. Eu am două surse. Da. Am ce cumpăr săptămânal în piață, dar când ajung la socrii mei în Maramureș, și aduc cantități mai mari și eu. Asta ca să fac transferul spre micii producători, pentru că noi trebuie să ținem cont de particularitățile pe care le are agricultura românească. Pe de-o parte, trebuie să fim atenți la cei care vor să facă performanță și să-i sprijinim, pentru că asigură în bună parte piața și consumul intern și trebuie să-i ajutăm să acoperim consumul intern cu ceea ce se produce aici, dar în paralel cu, trebuie să recunoaștem că mai avem zone încă unde sunt mici producători care cultivă cartoful și trebuie să avem grijă și de ei, și acolo trebuie să avem niște măsuri de sprijin atâta timp cât ei vor mai exista și vor mai cultiva pământul în această modalitate, să zic așa, mai tradițională, mai arhaică. Discutam cu domnul Becec despre modalitățile în care Ministerul ar putea pe viitor să ajute, plindu-se sigur pe acest plan național al cartofului. Am văzut studiile foarte bine făcut privind suprafețele cultivate în ultima perioadă, dar și suprafețele care ar trebui cultivate ca să se ajungă la o producție care să acopere consumul, nevoile privind semința, apa și depozitarea, pentru că astea sunt trei lucruri importante. Dacă le rezolvăm pe astea, domnul ministru, se rezolvă piața, se rezolvă prețul, se rezolvă consumul, se rezolvă importul. E importantă și sursa, că aici sursa de identificare să poți aduce și bani. Ca să sprijinim și să stimulăm producătorul să folosească sămânță de calitate, să obțină producții mari și de calitate, să facem depozite, să putem depozita toată producția de cartofi
necesar țării se ridică la 800 de milioane de euro în 7 ani de zile. Dar această sumă reprezintă în mare parte depozitele în jur de 700 de milioane de euro, investiție care este nu numai pentru acești 7 ani. Se rezolvă problema depozitării cartofului a unui aliment de bază de aici încolo pentru totdeauna. Poate prin PNRR, acum, așa cum am spus, până să ajungem la PNRR, în nou program național strategic, acest capitol privind depozitarea și procesarea o să fie prioritar în finanțare. Doar pentru perioada celor 2 ani, 2021-2022, am alocat pentru depozitarea legumelor 100 de milioane din Programul Național Strategic. PNSR, da. Dar în Programul Național de Reziliență și Relansare Economică încercăm să identificăm și acolo resurse, să atragem și din acea sumă, care la prima vedere este foarte mare, dar ar trebui să acoperăm foarte multe nevoi pe care le are România, nu numai în agricultură sau nu numai în domeniul cartofului, ci în general. Da. Important este ca și sprijinul anual care se dă cultivatorilor de cartofi să crească în următoarea perioadă. Și aici mă refer la sprijinul cuplat voluntar, sprijinul cuplat vegetal, care să-i stimuleze, pe lângă investițiile acestea mari legate de depozitare, și producția ca atare trebuie sprijinită, pentru că este un sector, cel puțin așa ne arată datele, un sector aflat în dificultate. Sau pentru toate aceste sectoare există posibilitatea unor finanțări suplimentare prin acest sprijin cuplat, unde, ca să înțeleagă cei care ne privesc, din anvelopa generală se ia o sumă și este dirijată în plus către acele sectoare aflate în dificultate, astfel încât suprafețele cultivate să crească într-un termen mediu, să zic așa, cantitățile să crească și consumul intern să fie acoperit. Din ceea ce m-am uitat așa rapid, ce mi-a prezentat domnul Becek, cam în 7 ani de zile, în 8 ani de zile, într-un crescendo, atât din punct de vedere al investițiilor pe depozitare, dar și al susținerii producției de sămânță, s-ar putea ajunge. Un hectar, 10-12 mii, e numai sămânța. Acolo e o parte mare. Și ca să scoatem cu ceva profit, trebuie să dăm peste 50 de bani, ce nu prea reușim. Pentru că 0,5, aproape de 0,6, dacă nu chiar 0,6 lei pe kilogram, da? Sunt costurile noastre de producție. Da, deci dacă dăm cu 60 de bani o producție foarte bună, atunci ieșim la zero. Dacă nu, intrați în pierdere. Intrăm în pierdere. Dacă ar fi acum ministrul agriculturii în fața noastră, ce i-ați transmite? Problemele la noi, față de vest, sunt depozite ca să putem să lucrăm, să dăm cât de cât produs finit, produs de calitate, care fără depozitare, fără irigații, fără astea, fără sămânță? Fără sămânță, nu se poate. Faceți parte dintr-o cooperativă sau asociație? Sau nu? Nu prea, nu, nu. Deci aici de unde primim ajutoare și informații este domnul Becek de la Târgu Secuiesc, unde mai reușim să dăm și din marfă, că ei au pornit într-o direcție bună. Sămânța, care este scumpă deja și aveți nevoie de ajutor, da? Care nici nu avem în țară. Dacă nu aducem din afară la euroi grei, da, nu avem. Nu o să mai fie de rost sămânță, s-ar putea să scumpească și mai mult, pentru că devine poziția de monopol a celor care vă dau la ora asta sămânță. Nu știu dacă se scumpește, dar noi sigur că cadem de la calitate și atunci ai pierdere enormă. Irigațiile? Irigațiile, da. Și modul în care țineți cartoful, depozitarea modernă. Adică cu frig, cu toate condițiile. Depozitare și ambalare. Și ambalare. Și ambalare. Că, fără, deci, de ambalat nu se poate dacă nu ai calitate, și nu ai calitate dacă nu ai depozitare. E foarte simplu. Da. Numai puțin că mai am aici, vino te rog frumos lângă mine, că eu profit de ocazie. Da. Știu că și tu ești cultivator de cartofi. Da. Ai un spațiu deja destinat.
da. Care te-ai gândit că în viitorul apropiat, să sperăm, vei face un depozit. Exact. Aici în saturile ăștia unde suntem acum momentan, mai este un risc. Tinerii vor pleca. Nu o să aibă cine să mai cultive cartofi. Eu, de exemplu, m-am mutat la Târgu Secuiesc, lucrez la domnul Becek. Pe lângă, în weekend, produc cartofi. Vreau să produc mai mult, fiindcă am la dânsul o piață de vânzare. Da? Practic asigurată partea de desfacere. Partea de desfacere. Dar nu am cum să mă dezvolt din fonduri proprii. Adică eu mi-am cumpărat un teren de 25 de ari. Acolo am unde să fac un depozit gen ăsta, cam 500 de tone aproximativ. Dar care să întrunească toate condițiile, nu? Toate condițiile, adică recepția, sortarea, boxuri, da? Stivuitor, cum ar veni. Și atunci, dacă este depozitat, îl duc sus la firmă, la domnul Becek, el îl vinde la marketuri. Și mai sunt problemele astea, dacă nu avem depozitare în box paleți cu stivuitor, cu de astea, avem nevoie de oameni. Oameni nu găsim, ce putem face noi aici? Facem și restul. Au fost foarte multe voci așa în ultima perioadă. S-a vehiculat ideea că s-ar putea ca bugetul alocat Ministerului Agriculturii să fie diminuat față de anul trecut. Ținând cont că am trecut peste un an foarte greu, foarte dificil, cu cheltuieli foarte mari privind gestionarea pandemiei COVID, cu o anumită gripare a producției și a activității economice, ne putem aștepta ca bugetul anul acesta să fie mai mic decât cel de anul trecut. Dar și anul trecut am pornit cu un buget mai mic decât mi-aș fi dorit. Fiecare, vă dați seama că fiecare ministru și-ar dori să aibă un buget cât mai mare, pentru că nevoile sunt mari și sunt foarte multe priorități care ar trebui finanțate. Dar pe parcursul anului am reușit ca la fiecare rectificare de bugetare să obținem sume care să acopere cheltuielile pe care noi ni le-am dorit. Nu știu exact cifrele care vor fi în acest buget, dar cu siguranță vom începe cu un buget mai auster decât cel de anul trecut. Și atunci va trebui să ne focusăm mai mult pe programul național strategic. Acolo să împărțim acele sume care, repet, pentru agricultură, în 2 ani de zile sunt 2,5 plus încă așa, sunt peste 3 miliarde de euro doar pe măsuri, în afară de plățile directe, unde direct, mai sunt 3 miliarde de euro. Sunt 6 miliarde de euro pentru agricultură din programul național strategic. Dacă reușim și din programul național de reziliență și relansare să atragem sume consistente, atunci acestea vor compensa cumva bugetele mai mici. Mă bucur pentru că și aici la Covasna găsim, îmi place cuvântul ăsta, integrator. Câte un fermier mai puternic care poate să facă și achizițiile la cei mai mici, cât de cât să-i țină la un preț, să rămână în rentabilitatea aceea de care vorbeam, pentru că dacă n-ar fi astfel de exemple, le-ar fi foarte greu și celor mai mici. Noi am optat să mergem pe o dezvoltare individuală, să achiziționăm ajutând din județul Covasna, dar am luat cartofi din toată țara, am luat și din sudul țării cartofi timpurii, am ajutat pe fermierii acolo să ajungă cu marfa lor în supermarket, pentru că la supermarket nu poți să fii un jucător, nu poți să te listezi cu 100 de tone. Aici trebuie să fii la un beneficiar, cum sunt supermarketurile, trebuie să fii un furnizor continuu, stabil, care asigură calitate, asigură așa cum vor ei la ambalaj, la ora fixă. Un producător mic n-are nicio șansă. Deci sub 2000 de tone nu putem să discutăm să fii furnizor. Și atunci acest producător au șansa să-și valorifice marfa numai printr-un integrator. Trebuie să acceptăm că multă vreme vor exista două tipuri de fermieri. Fermierii mari care reușesc să integreze și sunt și ne dorim să-i sprijinim, dar și foarte mulți fermieri mici care, repet, au învățat să producă, pot să producă foarte bine, dar cea mai mare problemă este cu puterea lor de negociere. Și când își procură inputurile, că nu le pot procura
la niște prețuri avantajoase. Nici când își vând producția, niciodată nu pot să-și o vândă toată și nu pot să-și o vândă la niște prețuri competitive care să-i facă să reziste pe piață și să reia producția anul viitor, mai ales dacă trec peste o perioadă sau peste un an mai, peste un an mai greu. Și pentru ei singura soluție este asocierea. Deci nu există altă soluție. Iar măsurile de sprijin sunt și pentru unii și pentru alții. Bun, uitați-vă cum arată cartoful produs aici în Covasna. O marfă de calitate, marfă românească. Sloganul ăsta, consumați produse românești, nimeni nu și-ar dori să ducă în derizoriu. Toți vrem să mâncăm numai ce se produce în România, dacă se poate. Este un cartof special pentru piure. Vedeți, avem mai multe sortimente pentru piure, salată, prăjit, copt. A prins foarte bine pe piață. Numai trebuie calitate. Uitați cât este de sortat. Nici o zgârietură nu are. Asta este calitatea premium, să zic așa. Ca să sunt pe calități, calitatea a doua, dar asta este un produs premium. Se poate, domnul Becek. Și noi putem să facem așa cum fac și alții. Da. Deci putem să producem marfă de calitate și, cum ne place să spunem, sănătoasă. Ați vorbit de integrator și mă gândeam că beneficiile pe care cei care se asociază le obțin pot fi regăsite și în ecosistemul ăsta, adică în jurul unui integrator în care pe o relație corectă între integrator și micii fermieri din jur, apropo de negocierea inputurilor de vânzarea produsului final, lucrurile pot să fie așezate ca toată lumea să crească. Realitatea este că România acum are șansa extraordinară de a întoarce o cădere groaznică care s-a întâmplat. În cazul ăsta vorbim de cartof. Ați văzut, în 7 ani de zile s-a ajuns la jumătate din suprafața cultivată și să devenim independenți din punct de vedere al acestui aliment de bază, al românului, și să folosim modelele astea de bună practică, să înțelegem că performanța economică plus performanța de mediu pot să lucreze împreună și cu beneficiile obținerii unor finanțări europene prin o abordare integrată. Asta este, zic eu, cheia emisiunii pe care astăzi ați realizat-o aici. Dincolo de asta, noi, clubul, facem ceea ce ne-am stabilit ca misiune. Să ridicăm de la fermieri modele, bune practici, să venim cu programe strategice. Suntem într-un an în care toată lumea, indiferent de pălăria politică, indiferent de apartenență, indiferent de zona din agricultură în care lucrează, trebuie să fie unită, pentru că este anul în care se vor decide planul național strategic, planul național de reziliență. Sunt sume imense care vor fi stabilite pentru agricultură, astfel încât e un an în care toată lumea trebuie să lucreze împreună, să găsim calea, să stabilim cele mai bune investiții pentru aceste două mari programe naționale care vor schimba România. Asta este clar. Da. Da. Mesajul frumos. Da, uite, mă uitam și la cartofii ce sunt roșii sau roze? Roșii. Cum le spuneți dumneavoastră? Roșii, da. Cartofi. Am auzit fel, da? De fel de... Cartofi roșii pentru fiert. 2,5 kg. Da. Da. Este hanul boieresc. Câte soiuri aveți în zonă? Soiurile care se cultivă, domnul Becek? Păi, noi producem 8 soiuri. 8 soiuri? 8 soiuri, da. Se produc zeci de soiuri. Acum sunt pe vremea comunismului au fost 3 soiuri. A fost Ostara, Dezire și Sante. Dar acum sunt sute de zeci de soiuri care se cultivă și pentru fiert sunt mai multe soiuri. Și pentru fiere. Sunt mai multe soiuri. Noi le alegem pe care le considerăm că sunt aclimatizate în zona noastră și asta noi le alegem. Eu am lot demonstrativ cu 24 de soiuri în fiecare an, deci fac și o mică cercetare. De acolo scoatem, alegem soiurile care vedem că se aclimatizează și dau rezultate. Și în funcție de comportamentul soiurilor și pe perioada și la recoltare, dacă sunt sensibile la vătămări mecanice, după aceea la depozitare, după aceea la spălat. Și în final consumatorul decide. Dacă vedem că soiul respectiv se vinde bine la supermarket, atunci începem să producem pe suprafață mai mare. Nu, deci, care ar fi producția care să vă asigure noastră profit? Trebuie să vindem un 27 de tone pe hectar. Producție marfă.
marfa. Da. 27 minim. 27 minim. Tot ce faci peste producția marfă, deja ești în profit. Da? Poți să mai cumpăr un stivuitor, o mașină de plantat, ceva, să faci investiții. Da, dar asta este... Eu așa am și făcut planul național strategic a cartofului, care am înnat domnului ministru, cu o producție de 27 de tone la hectar, care, dacă se asigură sau am reușit să avem aceste sprijin la sămânță, atunci, în ultimii 3 ani, această producție medie va crește la 30 de tone. Și, bineînțeles, este indispensabilă apa. Dacă putem asigura și apă pe toată suprafața de producție a cartofului, putem să ne ridicăm la nivelul Belgiei, Franței, cu 40-44 de tone media. Producătorii sunt specializați, sunt dotați, știu ca să producă, dar dacă n-au darul de la Dumnezeu, ploaie când trebuie și nu au irigații, sisteme de irigat cu care să completeze apa, niciodată nu o să facem 44 de tone media pe țară. Deci noi am închis anul 2020 cu 42 de tone pe 250 de hectare. Este parfum. Anul 2018 am avut o secetă la sfârșitul perioadei de vegetație și am închis cu 33 de tone. Deci diferențe foarte mari. Acum, dacă poți să vii și să completezi tocmai atunci când el are nevoie de apă, crește, atunci putem să mergi. Dar asta uniform trebuie și sistemele de irigat sunt patru oaiuri care vor fi reabilitate, dar trebuie să ne gândim și la cei care nu sunt pe această zonă și la sisteme de irigații noi. Sau să le dăm posibilitatea să le înființeze pe acestea, prin puțuri, prin captări de apă, prin lacuri de acumulare. Avem tot felul de idei. Da, de mult se cochetează cu ideea asta. Banii de care tot vorbim și domnul ministru Oros, cred că este una dintre ambițiile dumneavoastră de a aduce acei 6 miliarde și jumătate pentru refacerea sistemului de irigații. Apă, tot de apă ni se spune. Deci discutăm aici doar de apă, nu de irigație. Apă, pentru că eu vreau să fiu înțeles foarte clar. Trebuie să avem o strategie de gestionare a apei. Nu se știe cum vor evolua vremurile în continuare, care va fi regimul precipitațiilor, care va fi tendința de secetă pedologică în unele zone din țară, și atunci trebuie să reușim să utilizăm toată apa pe care o avem la dispoziție cât mai ieftin, cât mai eficient, să o transportăm fără pierderi și cu o energie cât mai mică. Că discutăm despre irigații, că discutăm despre sisteme de desecare drenaj, că discutăm despre oprirea deșertificării sau lucrări de combatere a eroziunii solului, că discutăm despre modul în cum gestionăm apa menajeră și apa potabilă. Deci, într-o viziune, să zic așa, integrată, trebuie privit această problemă a apei. Spuneam și de unezi, apa a fost listată deja la bursă. Săptămâna trecută, Istanbulul a anunțat că mai are apă pentru 42 de zile. Deci, noi trebuie să avem o strategie de gestionare a apei. Da. Că la un moment dat vom decide că apa aceea o utilizăm pentru agricultură, ca apă menajeră sau apă potabilă, asta vom decide când o să o avem asigurată. Deocamdată, noi n-am fost în situații, să zicem așa, limită, decât în perioade secetoase în anumiți ani și am avut probleme cu apa pentru agricultură. Dar nu știm ce se va întâmpla și atunci aici trebuie să gândim responsabil pe termen lung cum gestionăm apa în general. Și cu asta eu vreau să mulțumesc celor care au urmărit astăzi Viața Satului. De data aceasta, domnul ministru Adrian Oros a fost și este, de fapt, în mijlocul celor care cultivă cartoful, da? A doua pâine a țării, că am văzut titlul acela din proiect. Și ne reîntâlnim, domnule ministru, poate la începutul lui martie undeva într-o altă familie de fermieri. Da. Într-o altă zonă, într-un alt domeniu de activitate. Pentru că pentru noi, cei de la Ministerul Agriculturii, toate zonele din țară și toate domeniile de activitate din agricultură și industria alimentară sunt prioritare și trebuie să fie prioritare. Mai bine, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați acordat timp. Ați venit în țara cartofului și vă mulțumim pentru vorbele frumoase și intențiile pe care le aveți
în legătură cu sectorul cartofului și vă rugăm din suflet, pe cât posibil, să putem duce la bun sfârșit acest plan național al cartofului. Mulțumim! Aceasta a fost ediția.